Fante Studio Live. Cu subsemnatul o să facă un program frumos împreună cu Ginerica, cu Alex, care îi așteptă la scenă. Pentru toți invitații, câteva piese frumoase. Aplauze pentru Ginerica al nostru, colegul nostru, formația întregită. Pentru socrimari, pentru socrimiși, pentru dominași, pentru domnimoși, din partea noastră. Pentru dumneavoastră, bineînțeles. Casă de piatră, Alex și Bia. Să fiți sănătoși, fericiți. Să vă dea Dumnezeu tot bine din lume. Da, zice nou, da, doi. Adă-mi să vă luăm și niște, perfect. Da, zice nou, da, pentru doi. Toată lumea prezentă. Pentru bunici, pentru străbunici, pentru socrimari și socrimici, special. Hai aici în mijloc. Da, 10, 9, 2, da, 2. Ai onoarea. Bate ploaia pe serate, cineva la ușă-mi bate. Așa mă generică, mă, tată. Bătea și striga de afară, măicuța mea de la țară. Bate ploaia pe serate, of, of, cineva la ușă-mi bate. Bătea și striga de afară, of, of, măicuța mea de la țară. Ce faci, mamă, să rumâna, ce vânt te aduce acum? Pe o vreme așa ploioasă, hai măicuță, intră-n casă. Ce faci, mamă, sărut mâna, ce vânt te aduce acum? Pe o vreme așa ploioasă, hai măicuță, intră-n casă. Hai, maestre! Mulțumim frumos de la soacra mică! Vreau să vă mulțumesc și eu, atât eu cât soția mea, pentru prezență. Oameni buni, distrați-vă, simțiți-vă bine și vă dăm forță! Bine, mă! Pentru bunici, special pentru bunici. Ce-am moșule? Nu intru, așa nu, da e. Aha, ha, ușor! Că sunt un... Atențiune! De la soacra mare, de la mama ta, pentru tine, pentru Bia, Nicolas și toată lumea prezentă. Hai! Nu intru, așa nu, da e. Atențiune de la moșu. Vezi, dacă ești ginere, toată lumea întâmplă mie. Dați-i și lui, ia-i tu. Alex! A nu intru, așa nu, da e. Op, op! Că sunt udă de la ploaie. Adu-mi un scaun aici, mă. De la prietenul tău. Mi-i dădeai și mata mâine. La voi în casă-i frumos, să nu murdăresc pe jos, mă. Apoi lăcrimează mama și se șterge cu năframa. La tine casă-i frumos, să nu murdăresc pe jos, mă. Apoi lăcrimează mama și se șterge cu năframa. De la moșa, mulțumim frumos pentru ginerică, mireasa lui. S-a spart viața, mă! De la Bia. Muzica! De la Stă Dignești! Să vină și socrii mari aici lângă noi! Gheorghiță a lui Petrică,
Calea cu mașină mică. Avea drum încoaspre tine. Mă luă maică și pe mine. Ușor, ușor. Alexandru alu Florică. Om, om, are acum mașină mică. Avea drum încoaspre tine. Of, of, și m-a luat și pe mine. Hai, generica! Că departe, maică, stai. Semne de viață nu dai, măi. A, nu știam cum te descurci cu nevasta, cu motul. Hai, Miresico! Și nașul și nașa, veniți aici lângă noi. Că departe, maică, stai. Semne de... Fante Studio Live. Nu știam cum te descurci cu nevasta, cum o duci. Și vine special pentru nașul și nașa, pentru moșul și moașa, s-o trimis o crimari și toată lumea prezentă, toți invitații. N-am două vieți pe pământ, nici două guri să mănânc, pentru ce avem să strâng. De la nașul. Dacă mor mâine, poi mâine, ce avere iau cu mine? Un costum și o pălărie. Le-am spus la copiii mei, la fel să facă și ei. Să nu strângă avere multă, numai cât să le ajungă. Ia! Să nu-și tragă de la gură. Ușor. De la tataie, mulțumim din suflet de la tataie pentru nepoți, pentru stărnepot, pentru toată lumea, pentru copii. L-am spus la copiii mei, la fel să facă și ei, să nu strângă bere multă, numai cât să le ajungă. Zici și tu, Alexe, ușor. Să nu-și tragă de la gură, aha, nici măcar o bucătură, ce le-ar cere inima. Ca și mine să îi dea. Ia-ți mă, tataie, bă! Ușor! Și de la moșu, pentru tinerii căsătoriți și toți invitații, pentru socrii mari, socrii mici, domninași și toată lumea. Ia-o-s acum. Mi-e de ajuns cât am muncit, și prin ploaie și prin frică, la mine nu m-am gândit. Dacă mor mâine, voi mâine, ce avere iau cu mine? Un costum și o pălărie. Socru mare și socru mic. Le-am spus la copiii mei, la fel să-mi facă și ei. Să nu-ți frângă bere multă, a numai cât să le ajungă. De la socru mare. Să nu-și tragă de la gură, nici măcar o bucătură, ce le-ar cere inima, ca și mine să-i dea. Măi, sol minor, comanda lui moșu. Păi ne poate tu, comanda lui moșu. Am tot zis că nu mai fac bine la omul sărac. Ia-uzi, moșule. Am tot zis că nu mai fac, mă, bine la omul sărac, mă. Așa e! Ușor. Că bine dacă am făcut, nu mai rău, mi-am auzit, mă. Ușor. De la moșu, pentru... pentru părintele lui moșu spiritual, să-i dea Dumnezeu sănătate. Pentru domnul Cornel, de la moșu. Tot am zis că nu mai fac bine la omul sărac. De ce?
Ia-ți de ce? Că bine dacă am făcut, nu mai rău mi-am auzit. L-am tot zis că nu mai fac bine la omul sărac, mă. Așa, Alexe. Eu bine dacă am făcut, nu mai rău mi-am auzit, mă. Dar avea inima gură, cât bine am făcut să spună. Și mâna dacă ar putea, câți au mai mâncat din ea, mă. Dar avea inima gură, cât bine am făcut să spună. Și mâna dacă ar putea, e bine a făcut ea, măi. Ușor! Și mai vine una de la Nașu și Moșu. Nașa și Moașa, pentru Jilărică și Mireasa, pentru socrimari și socrimici, și toți părinții de băieți și de fete de măritat. Ia-o-ți, Solmina, da? Moșu, mai din jos la basul. Frunzulițe, soze, pește, un părinte poate crește 7-8 copii sau 10. La 10 copii cu minte, nu pot crește un părinte, nu pot crește un părinte. Ia-ți de ce? Unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Unul de altul se lasă și de părinți nu le pasă. Hai, maestre! Stai și lângă mine, vină lângă mine. E al tău, dar lasă și lângă mine. E și al meu, oarecum. Socru mare! Ușor, mai ușor. Băiatul s-a însurat și de părinți a uitat, și de părinți a uitat. Acum, acum. Zice ca nevastă sa, parcă l-ar fi făcut ea, parcă l-ar fi făcut ea. Unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Mulțumim din suflet! Mulțumim mult de tot!